Bun găsit tuturor! Salutări de la Iași, orașul celor șapte coline, orașul marilor idei, marilor iubiri, marilor premiere și oare câte se mai pot spune de Iași? De fapt, ce ne reprezintă și cum ne putem promova? Pentru că, din ce în ce mai mult, orașele concurează între ele pentru a atrage atenție, investiții, vizitatori, cumpărători, evenimente și talente. Iar dezvoltarea accelerată din ultimii ani face cumva ca marile arii urbane să se lupte între ele cu ghilimelele de rigoare, pentru a obține o părticică mai mare în inima și mintea oamenilor. De ce avem nevoie, de fapt, să promovăm orașele, când se spune despre orașe că ar fi cele mai vechi branduri din istoria omenirii? Și cum promovăm un oraș? Cum promovăm acele valori care nu sunt tangibile? Să spunem, sufletul sau experiențele pe care le trăiesc vizitatorii și locuitorii orașului Iași, de exemplu. Avem o discuție interesantă astăzi și vă invit alături de noi pe TVR Iași, pe media.tvriași.ro, pe pagina noastră de Facebook, suntem în direct și pe TVR3 și îi provoc pentru această discuție pe George Pleșu, manager cultural și președintele Asociației Alt Iași, și pe Richard Constantinescu, activist educațional și directorul centrului I.I. Mironescu al Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tăpopa din Iași. Bună ziua și bine ați venit la noi, domnilor! Bine v-am regăsit! Bună ziua! Dacă ar fi să completăm propoziția Iașul, orașul marilor, cum l-ați completa? Cum ați completa această propoziție? Aș începe prin a spune că principala caracteristică sau principalul atur al Iașului este creativitatea. Cred că dacă ar fi să, chiar dacă e un atribut pe care multe orașe îl vizează, încearcă să-și lipească de brandul orașului, la noi este adevărat. Și nu mă refer numai la creativitate în domeniul artistic sau prin extensie domeniul cultural, ci creativitate în general, inclusiv apropo de prezența colegului de platou, creativitate în domeniul serviciilor medicale, în domeniul serviciilor educaționale, etc. Creativitatea este încă o resursă care, indiferent de modul în care orașul ăsta a fost administrat, indiferent de ce imperii sau alte țări l-au influențat, din fericire pentru noi a fost o resursă care nu ne-a lipsit și pe care ne putem baza în continuare ca să construim. Iașul este orașul? Mi-ar plăcea să spun că Iașul e orașul pentru oameni, pentru că totdeauna ne gândim, facem chestiuni de genul ăsta, exerciții de tot felul și creăm, inovăm, în fine, dar în final pe mine mă interesează Iașul să fie al oamenilor și pentru oameni. Nu e un slogan, mi-am adus aminte în timp ce vorbeați de o carte, Orașe pentru oameni, și dincolo de tot ce înseamnă partea aceasta a creierului, a inovației, am să și cobor puțin de-a lungul emisiunii în teren, pentru că ne interesează și terenul acesta. Evident că Iașul înseamnă istorie, Iașul înseamnă creativitate, înseamnă, așa cum a spus, că acum ne spunem colegul de platou, voi folosi și eu acest lucru, chiar lucrăm la un secol de gândire medicală la Iași și sunt foarte multe personalități din Iași, care au stat în Iași, care au venit temporar în Iași, care au scris și au adăugat câte puțin, pentru că ideea e să, creativitatea o văd așa, măcar să adaugi, nu de la A la B, de la A la A1, să crești un pic cu fiecare generație, cu fiecare efort pe care îl faci, cunoașterea de la un punct la altul. Să știți că nu întâmplător sunteți invitați împreună astăzi, e pentru că sunteți ambasadori pe domeniile dumneavoastră de activitate. Însă aș începe de aici. Ce e de fapt brandingul urban? De ce avem nevoie de branding pentru oraș? Păi, așa cum ați spus încă din, mă rog, pledoaria de început a emisiunii, realitatea este că toate orașele sunt într-un proces de concurență continuă. Adică chiar dacă noi spunem, ok, suntem, facem parte în același spațiu geografic și cultural ca celelalte orașe din România sau avem o anumită vecinătate și anumite bariere cu alte orașe din zonă,
Adevărul din zona de sud-est a Europei, adevărul este că atunci când vrem să atragem de la vizitatori, de la investitori, până la creere spre oraș, adică inclusiv acești tineri care aleg să studieze la universitățile din Iași și pe care poate avem posibilitatea să-i păstrăm, mai ales pe cei mai buni, să rămână și să lucreze aici pentru a ajuta la construcția orașului nostru, toate aceste resurse le atragem fiind într-o competiție continuă cu celelalte orașe. Și de obicei, când vorbim de Iași și de România, ne comparăm cu Cluj, cu Timișoara, cu orașe de dimensiune egală, dar noi nu trebuie să ne oprim doar aici. Trebuie să ne uităm și mai spre est, la Chișinău, și în nord, la Polonia. Bine, acum, dacă am fi avut emisiunea asta cu două luni, probabil aș fi pomenit și de Ucraina. Din păcate, pentru ei, pentru ceea ce se întâmplă acolo, e clar că Ucraina e scoasă din calcul pentru o perioadă, ceea ce nefericirea lor este, poate fi un atu pentru noi, pentru că inclusiv o parte din companiile sau din resursele intelectuale, resursele umane valoroase au plecat. Ar fi ideal pentru noi dacă am reuși ca România și Iașiul, în primul rând, să nu fie doar un punct de tranzit, ci să păstrăm o parte din oamenii aceștia educați sau chiar din cei muncitori cu calificați să rămână și să contribuie la dezvoltarea Iașiului, care, să nu uităm, a fost mereu un oraș, sau până la al doilea război mondial, a fost un oraș extrem, cu un caracter multicultural extrem de pronunțat. Românii au fost minoritari în Iași până la al doilea război mondial, iar parte din lucrurile foarte bune cu care noi ne mândrim acum și pe care vrem să le înglobăm în brandul orașului, țin de acest caracter multicultural și țin de valoarea adăugată pe care oamenii atrași din diverse alte zone au reușit să o aducă. Deci, ca să concluzionez, că am vorbit puțin mai pe larg, dar mi se pare o întrebare foarte importantă. De ce avem nevoie de brand? Avem nevoie de brand pentru a reuși să atragem. Pentru că există două tipuri de influență pe care statele și orașele o pot exercita. Este o influență de tip hard, prin coerciție, sau o influență de tip soft, aha, prin puterea de atracție. Ori, în momentul în care orașul devine interesant, devine atractiv, reușim să, repet, să fim ca un magnet pentru investitori, pentru turiști, pentru resurse umane specializate care să vină să contribuie în comunitate. Dar ca să construim un brand, e foarte important să știm unde suntem, nu? Să ne cunoaștem identitatea. Apropo de... să știm unde suntem, trebuie să știm cine mergem. Suntem, pentru că dacă tot s-a dus aminte de brand, în urmă cu câțiva ani am inițiat la UMF un curs de branding personal pentru zona aceasta, medici, farmaciști, l-am ținut și la București, și permanent cărțile care se vorbesc despre branding, cum să, dar cu ce resursă, cine ești în spate, pentru că de multe ori e un carton, e o butaforie și în spate e foarte mult gol. Și mi-aduc aminte că îmi spunea cineva, un personaj american, pledând pentru această chestiune, și că noi când mergem într-un loc, întâi facem site-uri, chiar dacă e prăpăd în jur, dar întâi să avem un site care să dea bine. Dar mă interesează, dincolo de acest dat bine, ce este în spate. Asta... Să sondăm. Știm noi cine suntem, de fapt? Și a amintit, pot să spun, George? Da. Da, Richard. Mulțumesc. De perioada interbelică, venind în drum spre televiziune, m-am gândit la o conferință pe care Grigore Tepop a susținut-o în aula Universității din Iași în 1931, Starea trecută și actuală a Iașului. Cum o vedea? Jalnică. Cum erau ieșenii? Jalnici. Cum era, apropo de... Adică făceau, deci, un om care, gândiți-vă, noi când vorbim despre brandingul de oraș, ar trebui, nu-mi place cuvântul, dar în cazul ar trebui să-l luăm în vedere pe acest personaj, care era în perioada interbelică cel mai reprezentativ ieșan care promovă Iașul în țară și străinătate. Și cu dragoste, cu durere, vorbea și ținea conferința, că e o conferință foarte mare, făcea o analiză a trecutului, a prezentului, care nu era deloc, da, era multicultural, dar erau ruine în Iași, era chiar și în fața unor facultăți de renume, pășteau porcii. Da, e interesant, pentru că în prezent trăim totuși din gloria anilor trecuți. Trăim, și una dintre chestiuni, se făcea o comparație cu cum s-a încercat și George să pună în paralel anumite orașe,
Clujul, Iașul, și îmi spunea despre clujeni când se duc la București, ei sunt întâi clujeni și după aceea vorbesc despre București, pe când moldoveanul când se duce la București este ușor asimilat acolo. Și eu cred că ar trebui în vremea asta să vorbim mai mult despre ce au făcut cei de la Asociația Prietenii Universității de atunci și cum vedeau, și are un subcapitol, se cheamă Rostul unui oraș. Și cred că dincolo de brandingul orașului, eu aș spune care-i rostul Iașului, care-i rostul lui. Pentru că mă întreb și pentru mine, care-i rostul venirii mele și rămâne și întoarcere de la București la Iași? Ce are Iașul, că am un amic de la Arad și e ceva în Iași, despre care toată lumea vorbește, nu știe să-l definească, da. Care nu-l simți, pe care nu-l simți la București. Ceva-ul acela impalpabil. Și totuși ce ne reprezintă? Ce reprezintă Iașul? Eu aș vrea să continui puțin să teoretizez ce a spus foarte bine Richard înainte, pentru că sunt și absolvent de economie și am predat puțin în zona asta a managementului și a marketingului. Și aș vrea să zic că, în primul rând, a crea un brand pentru un loc necesită un proces. Deci nu este o acțiune, un proiect pe termen scurt. Este un proces care neapărat trebuie să fie colaborativ și ideal ar fi să fie și transparent. Colaborare între cine și cine? Acum spun. Deci colaborarea trebuie să fie în primul rând între stakeholderi, adică părțile interesate, între cei factorii care au un cuvânt de spus în ceea ce privește destinul orașului. Și începem de la conducători, la principalele instituții care pot fi publice sau private și, bineînțeles, comunitatea. Deci nu poți să vii din exterior, poți să angajezi cel mai tare specialist de branding din lume care să vină cu o strategie, să-ți vină cu ceva care să arată foarte bine pentru cei din exterior, dar care să nu reprezintă acel spirit al locului, acel ceva care, pe care poți să construiești restul. Ori, acest proces de branding are 5 etape. Cam asta e, teoretizarea lui în lucrările academice. Prima este formularea obiectivelor brandului. Și aici e foarte important, apropo de întrebarea lui Richard, care este rostul nostru? Noi trebuie să ne întrebăm, care este viziunea acestui oraș? Ce vrea Iașul să fie? Nu doar ce a fost, sau hrănindu-se, sau trăind așa într-un prezent, adaptându-se la modul în care ne duce istoria. Avem neapărat nevoie de o viziune pe termen lung, de o viziune pe 20 de ani, care să ne poziționeze într-un fel. Iar noi suntem obligați, și din perspectivă istorică, și din perspectiva potențialului orașului, să ne poziționăm ca principalul oraș din nord-estul României, o capitală regională, care să-și propună să devină ce. Iar din punctul ăsta de vedere, apropo de ce reprezintă Iașul, cred că ce am putea noi să facem, lipsiți de infrastructură hard, infrastructură rutieră, în schimb, având foarte multă creativitate, am putea să devenim principalul pol de prestare servicii din tot ce înseamnă regiunea, nu numai a Moldovei, ci și Moldova de peste graniță, ci și în nord sau în sud. De ce? Ce tipuri de servicii? Servicii educaționale, servicii medicale, servicii de proiectare, deci toate serviciile care includ creativitate, inclusiv, bineînțeles, industrii creative IT. Deci șansa noastră reală de a putea să facem ceva pe termen scurt, mediu și cu bătaie lungă e să înlocuim ceea ce am avut. Iașul s-a încercat să fie un oraș industrial în perioada comunismului. Industria, după cum știm, a dispărut sau e în paragină sau au venit acum două, trei industrii care au fost bazate pe faptul că încă avem o forță de muncă încă ieftină, dar nu ne vom putea, în lipsa infrastructurii, dezvolta într-un mod industrial. Ori noile fabrici acum sunt birourile, unde folosind inteligența putem exporta foarte ușor și putem poziționa Iașul ca cel mai important oraș din această regiune. Vă invit chiar acum să vedem un reportaj, pentru că la început de săptămână a fost lansat la Iași un slogan, dar și un logo care să scoată în evidență numele capitalei Moldovei. Provocarea de a crea o identitate a orașului a fost manageriată de Asociația Destination Iași și de un grup de voluntari. Ce ieșit vedem din următorul reportaj, apoi ne întoarcem și comentăm.
Logo-ul a fost creat de designerul Alexandru Munteanu. În opinia sa, acesta își schimbă forma și este ideal pentru animațiile în mediul digital. Sub sloganul Iași modelează timpul, artiștii și antreprenorii sunt invitați să vină cu idei. Nu m-aș fi gândit că o să am ocazia să lucrez la identitatea de brand, că brandul e un pic mai încolo, vine el, sperăm, dacă identitatea e bună, la identitatea de brand a orașului meu. Eu țin foarte mult la orașul ăsta și, da, e o șansă unică. În perioada următoare va fi creată o platformă în care ieșenii pot să-și exprime ideile pentru a promova orașul. Este un moment important în istoria noastră recentă, faptul că lansăm un brand al Iașului. Și cred că ne-am orientat foarte bine, pentru că brandul Iașului reprezintă chiar numele lui. Și cum am spus, brandul Iașului suntem noi, orașul și oamenii care au trăit și trăiesc în acest oraș și mai ales cei care vor veni după noi. E un suport de lucru pe care îl vom putea utiliza pentru orice prezentare și sigur adună întrânsul prin numele lui toată istoria și frumusețea acestui oraș. Reprezentanții Asociației de Management al Destinației Iași și Regiunea Moldova și cei ai primăriei lucrează la strategia de turism. Oamenii pot fi acei traducători ai orașului și pot să transmită acea ospitalitate a orașului, pe care o ține în minte mult mai ușor decât fațada unei clădiri istorice. Am crede că puterea noastră este clădirea X sau locul Y, dar de fapt sunt oamenii. Și această invitație de a modela timpul o să începem întâi cu ieșenii. Colaborarea dintre noi și Destination Iași a fost foarte bună de la bun început. A fost, practic, am fost parte a proiectului, am lucrat împreună la strategia de promovare turistică a orașului, așa că, în continuare, colaborarea dintre noi și Destination Iași va fi foarte bună. Deși acest brand a fost o surpriză pentru mine, sunt foarte bucuroasă că mă simt reprezentată. Municipiul Buzău are logo și un brand din anul 2018, iar anul trecut a fost desemnat în cadrul competiției Transform Award Europe, orașul european cu cel mai bun brand. Acesta a fost creat de ieșanul Adrian Mironescu. Și ne-am întors în direct. Iașul modelează timpul, îmbină și trecutul, dar și evenimentele generațiilor tinere. Cum a fost? Cum a fost acolo Richard Constantinescu? Pentru că a fost evenimentul de seară. Mai mult am socializat și am vorbit cu cei de acolo. M-am bucurat în primul rând să interacționez după atâta vreme cu oamenii. Eu o iau ca pe o propunere. N-am intrat în tot felul de discuții, ramificații polemice ale acestei, să spun, găselnițe a celor de la Destination Iași. Nu știu dacă e asumată, nu e asumată de primărie, va face primăria un demers de a uniformiza. E necesar, dacă ne uităm pe stradă, la toate instituțiile, pe mine mă surprinde lipsa de cultură estetică a universitarilor, a oamenilor din zona, inclusiv a artei, și mă întreb cine ar fi dispus, cine ar propune o alfabetizare estetică, pentru că dacă ne uităm, sunt multe lucruri care au gust, se fac într-un anume loc istoric și imediat se plasează fie o firmă luminoasă inadecvată, fie în jurul acelei clădiri de patrimoniu care se reconfigurează, se montează o terasă care nu are nicio legătură. Evident, e necesară îmbinarea între vechi și nou. Dar asta pe mine mă interesează, zona aceasta de estetică urbană, și cine ar putea realiza o uniformizare, dar în sens pozitiv, nu neapărat în zona aceasta comunistă, ca ideea comunistă. Cum ar arăta un oraș care să aibă o identitate uniformă, nu aici o culoare, acolo un font? Adică mă uit la noi, de când, din ultimii ani, de când ne-am adoptat o identitate, o anumită culoare, fonturi, lumea începe, s-au dus și în zona tipăririi lucrărilor de diplomă, adică toate trebuie să fie congruente cu fiecare, pentru că produc confuzie, sunt foarte multe lucruri care ar putea veni din zona aceasta arhitecturii, din zona universității de arte. Cred că ar fi necesar ca intelectuali universitari, pentru că mă întorc la Popa, el vedea singura
instituție capabilă să genereze un rost al orașului, universitatea, pe care o vedea prăbușită atunci, pentru că erau intelectuali în politică, ambulanții la București, în fine. Și de aici aș pune la masă acum, sunt oamenii din IT, sunt oamenii care transgresează diverse spații culturale și lingvistice, la masă cu zona aceasta creativă din universități, ca să putem gândi un peisaj urbanistic diferit de cel pe care îl vedem astăzi. Degeaba mergem și facem evenimente publice dacă în teren e altceva. Cum aș vrea să completez aici, într-un oraș unde domină haosul urbanistic, e greu să avem congruență vizuală. Adică e clar nevoie de ce spune Richard. Adică momentan e așa o cacofonie vizuală, audio, din toate mesajele sunt aruncate așa în neant și fiecare comunică cum se pricepă mai bine. Nu e ok. Începusem să spun care sunt acei pași, am început cu partea de obiective, viziune, iar partea la care va trebui să ajungem e partea de implementare. Acolo, la implementarea brandului, se va realiza, sperăm, și o uniformizare a signalecticii, a tot ce înseamnă elemente de comunicare vizuală. Dar până acolo, mai e o parte care presupune analiza brandului existent. Adică noi, chiar dacă noi spunem, ok, nu am lucrat, nu a făcut primăria sau o anumită instituție ceva pentru un brand, ea și nu are un brand. Fiecare lucru are un anumit brand, fie că noi îl acceptăm sau nu. Și atunci trebuie să vedem unde suntem acum, de unde plecăm. Și de asta ziceam că e foarte important de realizat aceste consultări, unde să fie implicate toate părțile interesate. Pentru că pentru a putea propune un brand nou, trebuie ca toți reprezentanții acestor stakeholder să fie de acord sau să contribuie la construirea acestui brand nou. Pentru că dacă comunitatea nu va sprijini brandul, nu se va mai putea realiza acea uniformizare, nu se va mai comunica. Iar apropo de ce spunea Mihai Bulai foarte bine în clipul scurt prezentat, oamenii sunt principalii vectori, principalii ambasadori și cei care trebuie să transleze, să traducă conceptul să-l implementeze în practică. Pentru că degeaba noi creăm un brand extraordinar sau ne propunem ceva dacă instituțiile, de la instituții până la omul simplu cu care intri, în taximetristul care te ia de la gară sau de la aeroport sau uberistul, acum e. O să vorbim șoferii de autobuz. Exact. Deci până dacă toți acești oameni sunt interfața între ceea ce vrei să comunici, valorile orașului și viziunea și experiența pe care o trăiește vizitatorul, investitorul. Pentru că vorbim aici de două lucruri. Vorbim de imagine percepută, care e reputația, care e experiența efectiv pe care o are cineva care vizitează Iașiul, și avem vorbim de imaginea proiectată. Adică vorbim de ceea ce vorbește lumea, care vorbește din oral sau acum pe web 2.0, prin toate modalitățile prin care poți să diseminezi un mesaj. Și apropo de reputație și de brand existent, orașul nostru e poate cunoscut ca o destinație importantă pentru pelerini, cei care vin pe 14 octombrie să se închine la Mitropolie. Suntem chiar acum în legătură directă prin Zoom cu Luciana Popei, este director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Bună ziua și bine ne vedem la TVR Iași. Bună ziua, vă salut pe dumneavoastră, invitații și telespectatorii dumneavoastră. Cât de important este turismul religios pentru Iași? Turismul religios, căruia noi îi spunem pelerinaj, da? Și apropo de imagine aceasta, să știți că și de identitate, nu am un wallpaper în spate, sunt chiar în Muzeul Metropolitan. Știți cu siguranță despre el, realizat în totalitate în subteran. Apropo de întrebarea dumneavoastră, ca să vă răspund punctual, ați vorbit de brand, de branding în studio. Sigur, contează imaginea, culoarea, fonturile. Am auzit invitații dumneavoastră vorbind despre Universitatea de Arte, că ar trebui consultați.
Însă cred că trebuie ținut în primul rând cont de partea vie a ceea ce înseamnă un brand. Și aici administrația locală și cei care sunt implicați într-un astfel de proiect, că fie că vorbim de asociații, de fundații, trebuie să țină cont că brandul e ceva de care omului este drag, ceva de care se atașează și prin care se identifică. Altfel, te trezești că administrezi și te ocupi de venituri, de cheltuieli, de asfaltări, de reparații și tot ceea ce ține de administrația unui oraș, însă pierzi latura aceasta. Sigur, fără doar și poate, trebuie realizate cele pe care le-am spus. Însă e important să dăm o identitate și cred că pasul acesta care a fost făcut, cred că este unul important. Îi felicităm pe cei care au avut această inițiativă și sigur că noi le suntem alături. Legat de ceea ce m-ați întrebat, toată lumea știe și identifică Iașul, cum ați spus, prin pelerinajul din octombrie, de la jumătatea lui octombrie, de la Iași. Trebuie ținut cont însă că pelerinajul este în fiecare zi la Iași. Eu vă povestesc din experiența personală că nu este secundă în care aici, la Catedrala Metropolitană din Iași, să nu fie un credincios care să vină și să se închine la cuvioasa Parascheva. Deci când ne gândim la un brand, cred că este foarte important să ținem cont de acest aspect, care a fost de altfel semnalat și nu doar la nivel național, cât și internațional. Și aici aș aminti faptul că în anul 2000 am scris la un moment dat pe acest subiect, Consiliul Bisericilor Europene a stabilit orașul Iași printre cele 5 mari puncte de pelerinaj ale Europei și ar trebui, cred că, să ne bucurăm și să ne cumva să fim mândri de acest aspect. Iașul alături de Tesalonic, Trondheim în Norvegia, Edinburgh în Marea Britanie și Praga în Cehia. Așadar, Zica este o identitate prin care toată lumea recunoaște Iașul. Așa cum spui când spui Bari sau cum spui Sfântul Nicolae, se confundă una cu alta, sau în Salzburg, în Austria, da, când vorbim de Sfântul Rupert. Cred că așa este și la Iași, când vorbim de pelerinajul la Cuvioasa Parascheva. Mă uit pe burtieră, reperele religioase ale Iașului. Ce trecem aici? O, Doamne! Păi sunt foarte multe, nu? Nicolae Iorga spunea că Iașul este orașul celor 100 de biserici, este orașul marilor zidiri, al mănăstirilor și bisericilor. Iar Gala Galaction vorbea foarte frumos și aici la Gala Galaction aș aduce în discuție două remarci pe care el le-a făcut vis-a-vis de Iași și de care cred că trebuie să ținem cont. La un moment dat spunea că Cetățuia și Galata se văd așa din Iași ca două peceți pe o evanghelie deschisă, iar o altă remarcă pe care el o făcea și pe care o amintesc de fiecare dată cu drag e aceea că plimbându-se prin urbea Iașilor și admirând chipul ieșenilor, o întrebare îl frământa și anume, oare ce carte au lăsat aceștia deschisă pe noptieră? Prin urmare, ieșenii îi se păreau foarte, foarte culți, foarte citiți. Deci cred că trebuie să ținem cont de aceste aspecte. Iar când vorbim de monumente religioase, sigur, știind despre participarea, având invitația dumneavoastră la această emisiune, m-am uitat un pic pe lista monumentelor istorice și n-am putut să nu remarc faptul că ponderea monumentelor religioase este covârșitoare, dar nu m-aș referi doar la acest aspect, cât și la valoarea inestimabilă, adică cine poate să evalueze valoarea unei mănăstiri precum unei biserici, precum cea de la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, care este pe lista propusă spre a fi monument UNESCO, sau Catedrala Metropolitană, ori Biserica Sfântului Nicolae Domnesc, ori mănăstirile fortificate, vorbim de cele trei care au mai rămas, Mănăstirea Cetățuia, despre care am spus, Galata, și cea din centrul Iașului, Mănăstirea Golia. Sigur, și bisericile de parohii au și ele valoarea lor. Adică
n-ai cum să treci pe lângă astfel de aspecte. Și aici se pune o problemă. Că vorbeau invitații dumneavoastră foarte bine despre brand, despre branding. Care e direcția? Cum privim realizarea și crearea unei identități, a unui brand? Pornim dinspre specialiști, da? Dinspre autorități, dinspre asociații sau fundații prinse într-un astfel de proces, sau pornim cumva din rândul oamenilor, vedem ce avem. Și aici v-aș aduce un exemplu, situația în care a fost, în momentul în care a fost stabilită zilele orașului, zilele municipiului Iași. Da. Da? Exista acest pelerinaj și atunci nu a trebuit decât cumva lipită această sărbătoare față de ceva care deja exista. Deci nu știu dacă chiar trebuie inventat ceva. Sigur că contează foarte mult și acest aspect, dar el care deja există trebuie conturat și creat cât mai creativ și atractiv. Cum spuneam, omul trebuie să fie drag cu un astfel de brand și avem încredere că acest lucru se poate realiza. Vă mulțumim tare mult pentru intervenție. Iași, oraș de suflet. Însă m-aș întoarce la discuție. Comparați Iașul, sau de fapt ne comparăm cu Cluj, cu Timișoara. De multe ori noi știm ce se întâmplă în Cluj. Știm că avem un mare festival de muzică, știm că există un festival de film. Câți dintre clujeni știu ce se întâmplă în Iași? Asta este o întrebare foarte bună pe care, în primul rând, ar trebui să și-o pună cei care lucrează la această strategie și care... Apropo de modul în care se formează strategia, vreau neapărat să subliniez, am vorbit de consultare, sunt de acord cu domnul Apope care spunea că trebuie consultați oamenii, într-adevăr, dar trebuie pornit de la o viziune. Adică trebuie pornit de la un brand, nu înseamnă doar o privire retrospectivă, un brand înseamnă și o direcție pentru viitor, pentru că e vorba de o poziționare, de ce vrei să transmiți. Ce vrei să transmiți nu doar publicului intern, nu doar locuitorilor, e important, evident, ca cetățenii să se simtă incluși în brand. E vorba și de modul în care vrei să fii atractiv pentru ceilalți. Ce vrei să atragi? Inclusiv turist pentru turist religios. Da? Dar e o formă, e o nișă, o parte a... Da? Ca să fii atractiv, inclusiv pentru turist religios, trebuie să știi cum să comunici lucrul ăsta, să știi să prezinți și celelalte lucruri pe care Iașiul are de oferit. La fel, când vrei să atragi investitori pe partea de business, pe partea... Trebuie să prezinți și ce pot face ei în timpul liber, ce au de văzut, ce au de vizitat. Vrei să atragi tineri să învețe, trebuie să înțeleagă că au unde să-și petreacă timp liber, că au unde să au joburi pe urmă ca să-și întemeieze o familie aici. Au un oraș, au locuri unde să practice sport, au un oraș aerisit cu care se dezvoltă într-un mod sustenabil, fără poluare. Deci toți acești factori sunt interconectați și contează în momentul și în modalitatea în care pentru modalitatea în care vrei să profilezi acest brand. Vis-a-vis de cât de mult aud cei din alte orașe de ce se întâmplă în Iași, aici avem parte de, din păcate, de discursul ăsta paseist de care nu reușim să scăpăm. Din păcate, conducătorii noștri toți spun: domnule, Iașiu, avem cele mai multe monumente, că tot s-a invocat asta, da, din România după București, și automat am fost vitregiți de cursul istoriei și ca o compensație pentru ce am suferit, ar trebui să ni se dea... Hai să fim serioși, nu o să ne mai dea nimeni mai mult decât vom fi noi în stare, apropo de ce spunea Richard, când mergem la București ca ieșeni, nu ca să fim asimilați acolo în spatele zonelor de influență, să ne batem și să atragem spre ea. Și putem să stăm, să așteptăm, să primim de la nivel central, sau putem să gândim o dezvoltare care să depindă foarte mult de noi, și acolo când ziceam de industrie creativă și de oferirea de servicii, asta ține de noi, nu ține așa de mult de ce bani și de ce fonduri primim din altă parte. În momentul în care noi vom construi niște evenimente și niște instituții care să atragă fără să aduci cu arcanul oameni. Ieșenii când merg la concerte sau la festival de film în Cluj, merg fără să-i stimuleze cu ceva clujenii, mai mult decât vorbesc despre acolo trebuie să ajungem și noi. În Cluj putem vorbi de turism medical. În Iași putem vorbi de turism medical? Anca, vorbim despre turism medical pentru că e mai ieftin? Asta întreb eu.
sau că e de calitate, e și de calitate, dar pe mine mă interesează, și a spus și George la un moment dat, la început, să nu fim și ca țară și ca oraș doar un teritoriu de pasaj, cum se întâmplă pentru zona aceasta cu ucrainenii. Există clinici, există spitale, există instituții medicale care sunt frecventate de românii din Italia sau de oameni din... sunt oameni din Tecuci care vin cu întreaga familie și își fac dantura la Iași. Da, și pentru cei din Italia, Iașiul e o destinație pentru calitate și în multe, nu numai în stomatologie. Dar mi-a plăcut, apropo de... după ce a vorbit domnul de la Mitropolie și ce a spus George legat de viziune, e nevoie de o elită care să ducă lucrurile mai încolo. Evident că avem nevoie de că dacă ne uităm la mersul unei corăbii, există cei care vâslesc, dar cei stau cu spatele în întuneric. Ne bazăm pe forța, puterea oamenilor din întuneric, puterea oamenilor mulți, dar există deasupra diverse structuri și până la urmă un lider care vede țărmul, vede mai departe, are competențele necesare și evident înțelegând toată această structură și respectând structura, e nevoie de oameni care să vadă dincolo și e nevoie și de oameni care să fi văzut ce se întâmplă în jur și mai departe decât în jur. Apropo de mai departe și apropo de faptul că toate aceste evenimente vorbesc despre noi și despre identitatea orașului, să știți că în următoarea perioadă, 80 aprilie, se desfășoară cea de-a treia ediția Festivalului de Psihanaliză și Film și suntem chiar acum în legătură directă prin Zoom cu Irina Margareta Nistor, organizatoarea acestui eveniment. Bună ziua, doamnă, și mă bucur tare mult să ne revedem la TVR Iași. Bună ziua! Ce faceți? Bună ziua, în primul rând, că apropo de ce spuneați, tocmai m-am întors de la Cluj și vă invidiau foarte tare că e întâi la voi acum este Festivalul de Psihanaliză. Asta e bine! Și în al doilea rând, vreau să-i spun domnului de la care a vorbit atât de mult despre medici și mai ales despre domnul Popa, că domnul Popa a avut un fiu, un foarte mare actor, Tudorel Popa, care ne-a încântat copilăria tuturor și era Paganel din Capitanul Valvârtej. Așa că este o legătură tot timpul perfectă între film, televiziune, medicină și mai ales Iași. Și cu siguranță există o legătură și între psihanaliză și film, nu? Pentru că cinematografia, acest limbaj universal, ne face să ne punem acele întrebări esențiale despre viață. Și că s-au inventat în același an, 1895. Deci au fost simultane, așa, un fel de transgemeni indirecte. Da, și m-am bucurat foarte tare că am putut să mergem mai departe cu el. Și apropo de brandul de oraș, cred că publicul vostru este publicul cel mai generos. Nu știu cum se poate transforma într-un brand de oraș povestea asta, dar sigur așa funcționează. Și inclusiv cei de la Ateneu, care de fiecare dată ne lasă să ne desfășurăm acolo cu psihanaliștii noștri și cu cei doi, Andreea, preotesei și Giurgia, și cred că asta contează enorm pentru noi, în mod special. Ce ne propuneți la ediția de anul acesta? Care e tema? Tema am furat-o. Am preluat-o cu mare drag și cu foarte multă emoție de la Ion Caramitru, care trebuia să ne fie, de altfel, oaspete. Am trecut la un alt festival de care iar suntem invidiați, adică voi sunteți invidiați, Iașu, comparativ cu ceilalți, pentru că ceilalți n-au niciunii un festival doar de filme românești, cum e cel de peste vară, Serile Filmului Românesc. E vorba de Ion Caramitru, care spunea că e extraordinar să reușim să măsurăm future in the past, cum spune englezul, adică viitorul din trecut. Și am încercat să construiesc tot programul de anul acesta, pornind de la asta, pornind cu filme foarte bune și foarte tandre, cum ar fi El și ea, că e un film de 1957 și care se întâmplă, e cu Cary Grant și cu Deborah Carr, și ca să fie tot așa cu multă dragoste, închei cu Casablanca și între una și alta trecem pe la Fragii Sălbatici, pe la un autor absolut senzațional și care a fost întotdeauna preocupat de psihanalistă Ingmar Bergman. Avem și un
un spectacol cu totul aparte care se cheamă Laiha și Vărduhul și este cu Vlad Ivanov, care tocmai ce s-a întors de la Cannes, și avem un film în premieră absolută în Căutarea inginerului Dragomirescu, pe care ni l-a pregătit Dragoș Zămosteanu și ne prezintă nouă înainte de toate. Avem după aceea un film american, dar care se petrece la Vilnius și care pornește de la o carte care se cheamă Printre tornuri cenușii cartea. Și mi se pare extraordinar pentru că este scris de Ruta Sepetis, care va veni la Iași în luna mai, deci facem așa un fel de deschidere în direcția asta și n-am uitat, bineînțeles, nici copiii și avem și căței regini. Păi dacă am avut-o pe Laica, trebuie să avem și căței până la capăt. Avem psihanaliști, fie online, fie de adevăratele cu noi. Ilinca Vălaș este cu noi, Oana Pavlic este cu noi și m-a impresionat foarte tare, apropo de brandul de oraș, un tânăr psihanalist care a aflat cu tot întâmplător de acest festival și a zis: vin de la București special la Iași, uite, weekendul ăsta îl dedic Iașului și festivalului de psihanaliză și film, așa cum a fost și psihanalistul de la Londra, Andreea Sabatini, care atunci când a descoperit acum câțiva ani Iași, a fost absolut fascinat de oraș. Deci cred că filmul întotdeauna e și un foarte bun, e o foarte bună călăuză și turistică. Vă așteptăm cu drag la Iași, 80 aprilie, la Cinema Ateneu, cea de-a treia ediție a Festivalului de Psihanaliză și Film, și vă mulțumim tare mult pentru intervenție. Și eu. Ne întoarcem în studio și, pentru că vorbeau ceva mai devreme invitații mei de această interfață a orașului, e atât de important și șoferii de taxi, cum se comportă, și vânzătorii, cei care ne oferă servicii, e important să vedem următorul reportaj. Iuliana Henea are 32 de ani și a devenit anul trecut prima femeie șofer pe autobuz la compania de transport public Iași. Șoferii întorc capul, bineînțeles, după ea în trafic. Haideți să vedem reportajul. Noi, cei din Dulcele Târg, care încă ne mai încăpățânăm să folosim mijloacele de transport public, nu avem prea des complimente la adresa companiei, uneori și din cauză că suntem tributari unor prejudecăți. Dar trebuie să recunoaștem că strategia de imagine le-a adus un feedback pozitiv. Când vezi cine te duce către destinație, uiți de timpii de așteptare sau aglomerația din autobuz. Pentru că ce-i frumos îi place oricărui călător. Cum e să fii mereu în centrul atenției? Îți place? Îmi place, dar... îmi place. Dar nu e ușor. Nu e ușor. Mă avertizează, mă atenționează. Te-am văzut, nu? Da. Și te încurajează. Da, și zic, tot timpul zic, bravo, deschid geamul și le spun. Le zâmbesc. Le zâmbesc, asta din cauza... Și le înseninez ziua. Prin zâmbetul meu pătrunzător le fac ziua mai frumoasă, credeți-mă. Când ai ieșit prima dată în cursă ca angajat la CTP, ai avut emoții mari? Foarte mari emoții am avut. Nu știam impactul călătorilor cu mine, cum vor reacționa. Și cum a fost, de fapt? Foarte plăcut din partea lor. M-au încurajat. Mi-a zis să nu mă las să merg mai departe. Mă simt foarte bine, ca și a doua familie pentru mine. Am zis bine. Și când privești lumea de la volanul unui autobuz, cum te simți? La înălțime. Mă simt specială. Așa este. Despre călător, cum e? Sunt încântați. Sunt încântați pentru că văd o femeie la volan. Sunt mulți tineri, mulți copii care merg la școală, merg la facultate, rămân pe traseu. Și ei rămân uimiți. Chiar mi s-a întâmplat ca un copil să... să zică, vai, sunteți prima șoferiță de autobuz. Rămân, da? Și zic că pot să fac o poză cu dumneavoastră? Sigur că da, normal. Iuliana este acum una dintre imaginile CTP Iași. Dintotdeauna și-a dorit să conducă mașini de mare tonaj, dar a început să creadă în visul ei în perioada când era la muncă în Anglia. Acolo a văzut pentru prima dată femei la volanul unui autobuz. A știut că poate și ea și, după ce s-a întors în țară, și-a luat permisul. Iar în septembrie 2020 s-a angajat la compania de transport public. Mi-a plăcut acolo, văzând femei pe autobuz. În Anglia, da? Da, mi-a plăcut femei pe autobuz. Vai, mi s-a părut ceva uimitor. Ceva ieșit din comun. Ai zis că stai că pot și eu. Da, stai că pot și eu. Eu de ce să nu pot? Mi-a plăcut, deci mi-a plăcut întotdeauna... provocarea asta. Da, e ca și o provocare, exact. Și ai reușit. Am reușit.
Când ai tura de dimineață, la cât te trezești tu dimineața? La 3:30 mă trezesc, fac cafeaua. Când fac timp pentru a mă aranja, a mă machia, am căutat în ziua respectivă cu ce culoare mă îmbrac. E important să te simți bine și să arăți bine la volan. Da, colegii, sunt invidioși pe tine, colegii șoferi? Domnii șoferi? Nu sunt invidioși, din contra, sunt mândri că au așa colegă printre ei. Dar am văzut și eu pe la Târgu, pe la Piatra Neamț, sunt Petrolei, dar la Iași nu. Și cum foarte e când v-au venit fetele la merg acolo? Pe alte, plecând pe alte trasee, tot întreabă călătorii că aveți o colegă foarte frumoasă, conduce foarte bine. Da, este ok. Ce ați gândit când a venit? M-am rămas și eu surprins. Da, am rămas surprins. Și acum, după un an și ceva, ce calificativ i-ați dat? Are 10. Da, are din 10. Din toate punctele de vedere. Din toate. Elegantă, conduce foarte frumos. Compania de transport public Iași încurajează și promovează egalitatea de șanse între femei și bărbați pe posturile acestea care până acum mai mulți ani erau considerate a fi potrivite doar bărbaților în general și de aceea reușește să angajeze, să atragă personal din rândul femeilor. Atrag mai mult atenția și primim feedback-uri destul de frecvent în care ni se spune că au călătorit în condiții foarte frumoase, atât din punct de vedere al autobuzului, dar și pentru că la volan se afla o doamnă foarte elegantă, foarte frumos îmbrăcată și care oferă siguranță. În Iași sunt 300 de șoferi de autobuz, între care 3 doamne, în timp ce dintre cele 200 de posturi de Batman, 29 revin sexului frumos. Este ceva unic pentru o femeie să conducă un autobuz și am zis că pot să fac și eu această meserie. Simți că dă mai multă putere? Ești mai sigură pe tine? Da, încredere. Îmi dă o energie diferită, o energie pozitivă. Ce e mai ușor, să conduci un autobuz sau să dai un interviu la televiziune? E mai greu să dai un interviu decât să conduci un autobuz. Da, ce frumos. Probabil că e mai mare plăcerea când te duce la serviciu așa o domnișoară. Vorbind de interfața Iașului, ne apropiem de finalul discuției noastre. Concluzii. Ce putem spune? Ce putem face? N-am fost la lansarea de luni, dar m-am uitat la toată materialul apărut și aș avea două remarci. Mai ales că vorbim de un brand care se reprezintă Iașul și e pentru prezent și viitor. Mi-ar fi plăcut ca să fie cum a fost și în alte locuri unde, după cum am văzut, au fost ieșeni care au câștigat concursuri în alte orașe. Mi-ar fi plăcut ca acesta să fie un proces transparent, cu un concurs public la care să poată participa cât mai mulți oameni, atât din zona noastră, cât și poate din alte părți. Pe de altă parte, cunosc o parte din echipa care a lucrat și sunt oameni foarte ok. Iar propunerea, chiar dacă am văzut că a strânit reacții de diverse facturi, unii au fost foarte entuziasmați, alții au criticat, mă rog, deci nu e, oricum nu e ceva rău, e clar un pas înainte, mai ales prin faptul că reprezintă o primă încercare de a disocia imaginea Iașului de exclusiv de care până acum era agățată exclusiv de trecut. Adică pentru prima dată atât fondul puțin de praf. Atât fondul folosit, cât și încercările de a prezenta diverse posibilități de folosire a acestei identități arată că au fost luat în calcul și tinerii, un public poate mai puțin interesat de cultura înaltă, dar interesat de partea de entertainment, de a explora un oraș și sub alte modalități. Deci, din anumite puncte de vedere, e un pas înainte, însă e doar un prim pas, pentru că fără o consultare adevărată cu comunitatea, fără a discuta cu toți acești stakeholder de care vorbeam, cu părțile interesate, nu ai cum să ai un rezultat și de calitate și acceptat de comunitate. Deci sper ca acest demers să fie ca un fel de aruncare a unui buzdugan, iar acum, după ce buzduganul a fost aruncat, să vină din spate cât mai multe lucruri ca să... Richard Constantinescu, trebuie să vorbim și despre universitate pentru comunitate. Da, ai întrebat ce se poate spune, ce se poate face. Da. Am făcut și vă invităm și pe voi și pe cei care ne privesc și pot ajunge mâine
în centrul Iașiului, într-o zonă care e legată și de tradiție, și de parc, și de artă, inaugurăm primul centru cultural al unei universități de medicină și farmacie din Europa, Centrul Cultural I.I. Mironescu, care a fost un om punte, scriitor, medic, cel care a dramatizat amintirile din copilărie, prieten cu Grigore Tepopa. În anul Grigore Tepopa inaugurăm acest centru. Am considerat că e un centru nu al UMF-ului pentru UMF, ci în structura lui am inclus oameni din diverse zone din țară și străinătate, un consiliu consultativ din mai mulți specialiști din diverse arii de competență și ne-am gândit să pornim de la ideea aceasta, universitate pentru comunitate, pentru că ne întoarcem la Grigore Tepopa, care considera că doar universitatea e cea care poate genera inovație și creativitate. Dacă universitatea nu o face... Așa e, vă mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi. Iașiul modelează timpul, dar nu reușește să-l oprească în loc. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Ne întâlnim miercurea următoare. Toate cele bune!